Salutare, sunt Claudiu Vânceanu, bine ai revenit la Antreprenori de România, un proiect media și de educație antreprenorială în care stăm de vorbă cu antreprenorii României. Analizăm studii de caz ale firmelor românești care cresc și se dezvoltă aici, căutăm bunele practici la antreprenorii români, facem educația antreprenorială și, în al patrulea rând, încercăm să vedem cum putem să dezvoltăm ecosistemul antreprenorial din România. Invitatul nostru de astăzi este un fost banchier, în prezent antreprenor, Andrei Dudoiu, cofondator la Human Finance. Human Finance este un startup care practic ajută antreprenorii să se conecteze cu investitorii și ajută investitorii să înțeleagă mai bine antreprenorii, să se conecteze cu firmele românești. Andrei, îți mulțumesc pentru această conversație. Eu îți mulțumesc mult pentru invitație. Suntem în Mindspace, în nordul capitalei, în zona Pipera, mai exact, unde sunt 90% multinaționale în aceste clădiri de birouri. Aici a luat naștere un hub de antreprenori, de freelanceri, de soloprenori. Și tu ai făcut această schimbare în urmă cu fix un an de zile, atunci când ai renunțat la banking, la o poziție de top în cea mai mare bancă românească. Ulterior a devenit cea mai mare bancă din România, Banca Transilvania. Evident, am putea vorbi foarte mult despre această trecere de la statutul de banchier. O să discutăm și despre ce înseamnă să renunți la o zonă de confort când intri în antreprenoriat, dar mai mult o să vorbim despre Human Finance. Cum a început Human Finance? Ce este această firmă? Așa cum ziceai, acum un an am cumva, nu mi-erau definite planurile, dar am zis că după 20 de ani de banking, dintre care 15 în Banca Transilvania, mă rog, cu un intermezzo de 9 luni în Vosbank, când am fost acolo CEO pentru 9 luni pentru integrarea. Este o metodă care se practică atunci când o bancă achiziționează o altă bancă? S-a întâmplat și la am folosit aceeași metodă. La banking cel puțin asta e metoda. La antreprenori, probabil că unul dintre motivele pentru care eu m-am dus acolo pentru cele 9 luni a fost de a pregăti echipa care urma să fie transferată în BT, echipa din Volksbank, pe tipul de comunicare și de cultură pe care l-avea Banca Transilvania. Și în cele 9 luni asta a fost obiectivul meu principal, pe lângă selectarea de resurse potrivite pe specificul Băncii Transilvania. Și aș recomanda metoda și pentru alți antreprenori care vor să facă o integrare, dacă își poziționează un... Ne-am dus acolo o echipă pe care am denumit-o de ambasadori ai Băncii Transilvania, cumva cu... nu cu un steag de luptă, ci cu un steag alb în care doream să facem această punte de legătură și tranziție către Banca Transilvania. Și a fost un exercițiu foarte puternic pentru mine. Revenind la Human Finance... Exact acum un an am luat decizia să explorez alte teritorii, cum ziceam, după 20 de ani de banking și din ultimii în BT, ultimii 15. N-aveam definite foarte bine planurile, dar câteodată și am primit recomandarea asta, e bine doar să savurezi o perioadă de libertate și gândurile ți se adună și direcțiile cumva ți se arată. Așa... am pornit cumva și pe această discuție despre Human Finance, care inițial a fost o discuție foarte filozofică cu prietenul și fostul meu șef, Ionuț Pătrăhău, din Banca Transilvania. Mi-a fost șef acum mulți ani, cred că 10 ani, moment în care a făcut o schimbare destul de radicală. El, după banking, a intrat în domeniul medical. Și cu el am pornit o discuție mai filozofică de cum am putea ajuta noi societatea în general, ce am putea da înapoi societății din ce am acumulat noi. Nu neapărat resurse financiare, bineînțeles că pot și peste le-am luat în calcul, dar experiență, networking, canalizarea sau adunarea resurselor pentru un proiect anume. Și după mai multe tatonări și discuții care s-au perindat în cam toate domeniile, pornind de la cel medical în care Ionuț activează acum, am ajuns la domeniul educațional, pe care amândoi îl considerăm ca fiind cel mai important
cu efecte pe termen lung și în toate palierele societății, inclusiv în cel politic de care ne izbim acum și vedem ce se poate întâmpla având o societate relativ needucată din anumite perspective. Dar toate la timpul lor. Deci inițial gândul a fost cum putem ajuta prin educație. Ne-am implicat în diferite proiecte sociale în care am pus umărul pe teme educaționale și Human Finance inițial am gândit ca o platformă de educație pentru antreprenori. După câteva discuții cu alți antreprenori în care am testat modelul și ideea, am ajuns la concluzia că strict un model social nu vine la momentul potrivit în România, pentru că lumea încă e circumspectă, crispată. Dacă cine vrea să facă, declară că vrea să facă doar în scopuri sociale ceva, aparent lumea consideră că e ceva necurat acolo. Și plecând de la aceste idei, am construit un proiect de business în care, după mai multe fine-tuning-uri și discuții și atragerea și altor parteneri în acest venture, am definit Human Finance ca o platformă educațională pentru antreprenori inovativi, adică un segment de antreprenori care definește generația, în special nouă, de antreprenoriat, inovația regăsindu-se în special în zona de software, tehnologie, dar nu numai. Suntem deschiși la orice companie din orice domeniu, fie el cât de clasic, dacă disrupe cu ceva sau are o idee inovativă, fie în ceea ce privește produsul, fie în ceea ce privește procesul. Gândurile s-au coagulat către construcția unei comunități de antreprenori inovativi care vor evoluție. Și evoluția vine prin educație. Și mai departe, ce facem cu această pătură de antreprenori? Vrem, prin expertiza noastră esențială de foști banchieri, să creăm puntea de comunicare cu investitorii, care pot fi de toate felurile, inclusiv bănci, dar suntem noi, ca experiență pe care o avem, suntem mai apropiați de gândirea acestor investitori, care știm că doresc pragmatism, doresc profesionalizare, doresc transparență și celor care ne adresăm noi doresc etică în business. Și pentru mine ăsta e un criteriu esențial pentru care am creat această platformă și cumva și denumirea de Human vine de la aceste principii de etică și valori în care credem. Hai să fim și mai concreți. Ce primește un fondator, un startup de tehnologie de la Human Finance? Este vorba de consultanță, e mai mult decât atât. Sunt un antreprenor în zona aplicațiilor mobile și am un startup fintech. Cu ce mă puteți ajuta voi la Human Finance? Noi am lansat platforma și am fost transparenți cu asta, cumva să testăm reacția publicului, nefiind în formă finală, 100%. Probabil că, așa cum am declarat într-un newsletter recent, suntem undeva la 20% din ce planuri avem pentru anul ăsta pe care vrem să construim Human Finance. În momentul de față, această platformă care este sub forma unui website, care deja e la a patra versiune, îți oferă o bază importantă de date cu scenarii din viața, noi am denumit-o Knowledge Warehouse, cu scenarii din viața antreprenorilor. Adică un depozit de cunoștințe. Exact. Sunt peste 300 de articole scrise acolo de noi, la care vrem să cuplăm, să facem open source și să orice antreprenor sau mentor care vrea să împărtășească cu comunitatea experiențele lui, astfel de articole care nu sunt mai mult de o pagină, experiențe foarte sau scenarii foarte practice din care poți dobândi experiența trăită de altcineva pe un scenariu asemănător cu cel cu care te confrunți tu. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, avem un funding journey pe care l-am definit și care va fi core-ul acestei platforme și e deja funcțional, în care tu, ca antreprenori, răspuns pendelete la un chestionar destul de complex, cu întrebări din toate domeniile, fie de poziționare, de strategie, de resurse umane, financiar, în care noi, pe baza răspunsurilor pe care le dai, sau platforma, acest scoring ne dă antreprenorului o notă cu etapa de pregătire pe care o considerăm noi, la care o considerăm noi că a ajuns.
În funcție de aceste gap-uri pe care le constatăm pe diferite domenii, îi propunem niște etape de implementare. Deci să pună umărul alături de ceea ce considerăm noi sau și experiența pe care avem noi, să implementeze bune practici pe care după aceea noi le certificăm. Moment în care antreprenorul care într-adevăr parcurge acest journey de finanțare va fi trecut pe o listă premium de startups sau de companii ready for funding. Scuze că folosesc romgleza asta, dar cumva în domeniul în care am intrat e destul de comună. Deci e gata pentru finanțare, iar investitorii pe care îi avem în platformă și care vor veni pe măsură ce crește în comunitatea, vor vedea un premium list cu acești antreprenori care respectă principiile și valorile pe care le propunem noi. Adică pregătire profesională, etică în business, transparență, ceea ce, cum spuneam, își doresc investitorii. Ce urmează și în aprilie vom anunța mai multe instrumente de business pe care le sunt în fază de construcție acum, unele destul de sau chiar foarte înaintate. Cel mai simplu exemplu pe care pot să-l dau și cu valoare adăugată reală pentru antreprenori va fi un tool numit Digital CFO, care pe baza unei balanțe pe care o scanează compania, antreprenorul, va avea procesați câțiva indicatori foarte simplu de înțeles de către antreprenor și cu care se poate juca din punct de vedere variabile care influențează cash flow-ul, de exemplu, și care deopotrivă transparentizează procesul de evaluare financiară a firmei. Vom avea un tool de evaluare a firmei, chiar de, așa îi spune, evaluation tool, în care antreprenorul va ști la momentul la care se află firma, pe baza datelor pe care introduce, va ști o valoare potențială de piață pe care să se bazeze într-o negociere cu un potențial investitor. Va fi un business plan digital în care noi le dăm knowledge-ul necesar ca să-și facă un astfel de business plan și un fir roșu pentru afacerea lor. Va fi un funding structuring, adică să știe, să-și dimensioneze corect nevoia de finanțare, genul acesta de instrumente. Iar gândul nostru pe termen și mai lung e că această platformă, odată creată și coagulată comunitatea, să o deschidem pentru toți dezvoltatorii de aplicații de business care sunt relevanți pentru scopul nostru, adică de transparentizare și profesionalizare a antreprenorilor. Dorim să fim un mare, pe termen lung, un mare marketplace de business pentru antreprenori inovatori. Și nu doar în România, pe termen lung vizăm, bineînțeles, să devenim o platformă regională. De fiecare dată când vorbesc cu antreprenorii, încerc să înțeleg modelul de business. Care e modelul vostru de business? Cum faceți bani? Sunt mai multe metode de monetizare, dar evident fiind startup, încă testăm aceste modele. Din punctul meu de vedere, e o etapă extrem de relevantă și de importantă în viața fiecărui antreprenor, să nu incubeze prea mult ideile pe care le are și să iese cu ele în piață într-un moment în care el consideră că e gata cu orice. Am trecut noi înșine prin experiența asta și am primit un sfat foarte corect să ieșim și să anunțăm public ceea ce vrem să facem și am învățat foarte mult în ultimele două luni de la piață și de la clienții cu care am interacționat, de la investitori, și am făcut fine-tuning modelului sau ideii inițiale pe care aveam în cap. Dar, ca să revin la întrebarea ta, aceste instrumente pe care le propunem în platformă vor avea un abonament modic pe care îl vor plăti antreprenorii care au fie nevoie de Digital CFO, fie de modulul de evaluation, el va fi pe un fel de monetizare numit freemium, adică pentru niște informații sumare ai gratuit acel instrument. Dacă vrei să ai o evaluare mai complexă cu mai multe variabile introduse acolo, plătești o taxă tot modică, dar e monetizat pentru noi acel instrument. Mai avem acest funding journey pe care îl propunem, de care spuneam inițial și pe care îl parcurge antreprenorul, e deja afișat pe site că e un cost pentru acel
pentru propunerea pe care le facem noi. Pe de altă parte, certificarea implementării etapelor pe care propunem iară e monetizată. Noi ne-am declarat disponibil și pentru poziții de în advisory board și un instrument pe care sau o atitudine a antreprenorilor pe care o consider insuficient dezvoltată în România și probabil că ăsta va fi trendul, tot pe măsură ce îl propovăduiesc mai mulți, cred că e foarte important să înveți din experiența altora și să ai un fel de advisory board la nivelul companiei în care să profiți de aceste experiențe. E motivul, de exemplu, pentru care noi ne-am aliat, noi doi foști banchieri, eu cu Ionuț, ne-am atras alături parteneri din domenii complementare cu care noi n-am avut de-a face, gen tehnologie sau marketing și strategie. Sau experiențe relevante de startup pe care au avut-o partenerii noștri. Deci acest mix de experiențe nu poate decât să genereze plus valoare. Sunteți patru persoane, patru grupuri de investitori. Doi foști banchieri, un om foarte bun de marketing și un grup antreprenorial, un alt startup, Keys.ro, un startup care digitalizează contabilitatea astăzi în România, care inovează pe această nișă. Ce alt spațiu simți că este neacoperit la nivel de echipă, întrucât vorbim de un startup care are potențial foarte mare de creștere și poate apărea această întrebare. Ce simți că ar fi complementar în business și încă nu aveți? Și pornind de la acest răspuns, hai să vedem cum ne alegem cofondatorii. Cum ne alegem fondatorii într-un business, dar hai să vedem, simți că sunteți în formula perfectă acum, ce alte nevoi ați avea? În etapa asta, cred că complementaritatea de care vorbeam e suficientă, ce însă am simțit deja că avem nevoie mai mult, este pentru că vrem să avem o dezvoltare pe tehnologie și pe software-ul nostru mult mai rapidă, probabil că vom apela la mai mulți furnizori de soft în funcție de ritmul pe care ne-l propunem de dezvoltare. Deci aici, pentru noi, sky is the limit și vrem să cunoaștem cât mai multe firme care au resurse care să fie folosite pentru dezvoltările pe care ne le propunem noi. Pe termen mediu, miza noastră este să devenim internațional și atunci vom apela la probabil că, nu știu sub ce formă, ne gândim la momentul respectiv, la cineva care a reușit să facă scale-up-ul ăsta în afară, pe platforme digitale, pe care să aducem aproape. La fel, crearea de comunități pentru noi este o miză importantă și cineva care are track record pe asta, iară va fi important pentru noi de a-l avea aproape. Deci sunt în domeniu, eu sunt foarte entuziasmat că am intrat într-un domeniu, ceea ce îmi și doream după 20 de ani de banking, să fac cu totul altceva, să cunosc o lume nouă și uite, dacă vrei ceva cu adevărat, se și întâmplă și simt că potențialul pe domeniul ăsta digital și dezvoltarea unei astfel de platforme, sky is the limit dacă faci lucrurile coerent și îți atragi resursele potrivite la momentul potrivit. E foarte important pentru antreprenori să fii atenți la cum își aleg fondatorii, partenerii de business, cofondatorii. La voi a fost un context în care, practic, tu te-ai aliat cu Ionuț Pătrăhău, fost șef la Banca Transilvania, și cu un alt om de marketing, care i-a apropiat grupului BT. Da, am colaborat cu el în BT, am făcut, de exemplu, împreună cu el, poziționarea de bancă pentru IMM, exact. Acum 15 ani și am construit conceptul de marketing numit Zânu din Banca Transilvania. Și chiar am făcut primul spot publicitar cu Zânu împreună. Din experiența ta de un an de zile în antreprenoriat, cum ar trebui să ne alegem partenerii de business? Cât de mult ar trebui să fie vorba despre o complementaritate? Cât e despre abilități tehnice, cât e despre potențialul de a investi în business, disponibilitățile bănești, iarăși sunt importante atunci când stai de vorbă cu un fondator de startup. Tot ce ai menționat cred că e foarte important, dar pentru mine, și asta a fost un criteriu și în etapa anterioară de banking, în relația cu clienții, până la urmă
ce am constatat eu că e vital într-o colaborare sunt principiile și valorile comune și până la urmă etica în business, care asta nu poate fi negociabilă, adică integritatea și principii și valori și transparență pentru mine sunt esențiale. După care, dacă filtrul ăsta este îndeplinit, ce alte criterii, complementarietatea de experiență mi se pare foarte strategic, foarte importantă. Resursele de financiare pe care le-ai la dispoziție, aici cred că se pot găsi și alternative, atât timp cât echipa e sudată, produci plus valoare cu experiența pe care o ai, ai un fir roșu. De exemplu, noi acum ne uităm și la accesarea de fonduri europene, poate fi o soluție și pentru alte companii, atâta timp cât ai un track record și un parcurs pe care știi foarte clar pe ce cale vrei să mergi. Deci aici nu e neapărat cel mai important criteriu de selecție. În anumite etape de dezvoltare poate fi, dar cred că asta poate fi și altceva. Poate fi suplinită mai degrabă de ce am spus înainte. Observ în piață o tendință în care tot mai mulți corporatiști, manageri, șefi de companii merg spre antreprenoriat. E încă la început, în opinia mea, dar e un mare potențial în această zonă, inclusiv în acest cartier unde corporațiile domină peisajul din Pipera, din capitală, e un potențial antreprenorial în opinia mea. Se vor naște mulți antreprenori din această sferă. Care este mentalitatea unui C-level manager, a unui om cu 20 de ani în spate, atunci când face acest pas? În opinia mea, sunt prea puțini banchieri care au intrat în antreprenoriat, astfel încât să analizăm în profunzime acest domeniu, așa că, la nivel calitativ, te întreb pe tine, sunt curios, care ți este opinia? Este o schimbare. La cum vă știu eu pe voi și pe tine și pe Ionuț, ați crescut într-un mediu sobru, deși banca în care ați lucrat este una antreprenorială, dar mi-amintesc în prezențele publice, la întâlniri de business, bancherul rămâne banchier. În antreprenorial lucrurile sunt diferite. Da, și din nou revin la nevoia pe care o simțeam, să fac ceva diferit. Și pot să spun că în nu e un an întreg de antreprenoriat, dar în această etapă de germinarea afacerii și de primii pași pe care am făcut, simt întregi grupe de mușchi atrofiate pe care le aveam din perioada de banking corporatistă, pe care acum le pun în funcțiune și mă simt ca sportivul ăla care începe să alerge și pe măsură ce aleargă și ține ritmul, devine mai cumva mai împlinit, că reușește să construiască ceva. Asta e sentimentul pe care îl simt și chiar mă bucur, adică mă energizează. Pe de altă parte, da, venind dintr-un mediu sobru, pot să fac o destăinuire, că bankingul, față de așa cum l-am cunoscut eu în primii 10 ani din experiență, din cei 20, a devenit un mediu și mai sobru și a fost unul dintre motive să nu mai cochetez cu bankingul, a fost suprareglementarea care apasă bankingul și atunci posibilitatea de a te simți antreprenor și de a fi energizat de proiecte antreprenoriale devin tot mai limitate. Bineînțeles că cine vrea să facă asta se luptă și cu moria de vânt și reușește până la urmă, dar e un mediu în care antreprenoriatul, din păcate, și nu cred că doar în România, cred că la nivel internațional e acest sentiment și energia asta generată de proiecte antreprenoriale devine tot mai îngustă în banking. Și așa că mă simt din nou renăscut cumva în mediul ăsta în care pot să construiesc și fiecare, gest pe care îl faci are un efect imediat în ceea ce vrei să construiești. E o construcție care te energizează. Aș recomanda-o și altora, dar așa cum ai spus, eu am avut și contextul favorabil să fac, nu fiecare
are o, nu știu, siguranță financiară la un moment dat și atunci probabil că ăsta e un motiv pentru care inhibă anumite persoane să facă. Dar dacă îți dorești ceva cu adevărat, eu cred că fiecare are abilitățile să construiască un drum nou dacă își propune și are acest vis. Telespectatorii care ne urmăresc și vor să facă pasul spre antreprenoriat se gândesc cu siguranță la bani, la finanțare, la sursele de finanțare atunci când își lansează un startup. Tu ești fost banchier, de asemenea în Human Finance aveți componenta aceasta de funding journey, adică un traseu al finanțării, o sursă a finanțării. Cum a fost în cazul vostru? În rândul antreprenorilor cu care eu interacționez și lucrez, peste 3 sferturi, peste 75% dintre antreprenori se finanțează din surse proprii și sau apelând la cei 3 F. Family, fools and family, friends and other fools. În românește cei 3 P. Exact. De asta am identificat oportunitatea de a fi un noi înșine un startup, cum spunea partenerul nostru Iulian, un meta-startup pentru startup-uri, ajutând startup-urile să parcurgă niște etape sau accelerarea etapelor de viață pentru dezvoltare. Noi am schimbat și am declarat-o de la bun început, am schimbat paradigma față de ceea ce am constatat de foarte multe ori și în viața de banchier. Companiile și nu neapărat cele în faze incipiente sau startup-uri, chiar și cele mature, vin la finanțare atunci când le e cuțitul la os, printr-un comportament din ăsta pompieristic. Poate e tipic și României, poate e tipic și unei faze încă incipientă de capitalism, dar la noi e valabilă zicalea cu îngrășatul porcului în ajun. Noi vrem să-l îngrășăm de la începutul anului, așa încât acest bagaj de cunoștință să fie folosit și să fie potențial la maxim. Deci paradigma pe care o schimbăm, întâi educă-te, get knowledge, iar o dau pe romgleză, și după aceea accesează funding-ul de care ai nevoie. Pentru că este și din punct de vedere financiar mult mai eficient pentru tine să ai o structură de finanțare potrivită la momentul potrivit, atunci când nu îți diluezi capitalul la momentul în care ai o idee bună, ești pe un parcurs care de-abia a început și posibil să devii acționar minoritar doar pentru că vrei să accesezi o finanțare pentru un proiect care poate fi la fel de bine construit cu resurse mai puține și într-un parcurs mai lin, dar tu să ai un fir roșu pe care să construiești. Deci aceasta e schimbarea de paradigmă și plus valoarea pe care noi vrem să o aducem antreprenorilor și să dăm din experiența noastră înapoi societății antreprenoriale. Și în asta cred foarte mult, pentru că e și un proiect social. Noi am denumit, sau tot folosim sintagma asta, România nouă, New Romania, pătura nouă de antreprenori care generează progres, care vor ei înșiși educație și vor să crească. Și da, în România avem și acest obstacol în care au fost și sondaje recente de opinie la nivelul Europei, în care cred că doar grecii ne întreceau ca și concepție că noi suntem populația cu o cultură la care nu putem învăța de la alții și avem o cultură superioară față de ceilalți. Deci asta arată sau generează oarecare blazare în a evolua. Avem acest obstacol pe care îl regăsim și în discuțiile recente pe care le avem cu diferiți antreprenori, dar eu cred mult că e o pătură de antreprenori care se formează acum și care vor avea potențial și de globalizare, nu doar de a face lucrurile bine aici în România, și ei sunt open-minded, vor knowledge, vor creștere și vor asociere, vor evoluție. La Antreprenori de România facem și un pic de educație antreprenorială, așa că uitându-ne la un business canvas, business canvas este chiar acum pe ecrane, un model de plan de business foarte simplu și vizual, pe care antreprenorii îl pot completa atunci când sunt la început de drum sau își cresc un business. Uitându-ne la acest business canvas, îți propun să ne uităm din perspectiva Human Finance, a startup-ului tău, Andrei,
la key partners, parteneri cheie, și la surse de venituri. Care sunt principalii parteneri care vă vor ajuta, vă ajută să faceți business, să aduceți clienți noi astăzi? Din ce zonă sunt? Pentru că e important atunci când dezvoltăm un business să înțelegem că nu putem face pe cont propriu fără să ne parteneriem cu alte instituții, organizații, alte firme, ONG-uri, incubatoare de afaceri. Depinde și de business. Dacă faci transporturi rutiere internaționale, un partener cheie este o casă de expediții. Dacă ești fermier și cultivi porumb, partener cheie devine distribuitorul care îți duce producția la nivel următor sau, de ce nu, un liceu agricol de unde îți iei forță de muncă. Doar două exemple. Cum e în cazul vostru? Cum te parteneriezi în business? Cum o faceți voi la Human Finance? Am început deja, foarte bună întrebarea, am început deja câteva colaborări. Cum, iar o declarăm transparent, noi suntem cumva într-o lume nouă pentru noi, această zonă de software, tehnologie, inovație în general, pentru că băncile, tot pe modelul de suprareglementare pe care a evoluat, sunt domenii destul de greu de atins din punct de vedere al principiilor bancare. Și atunci, noi acum am început să cunoaștem această lume și am descoperit comunități foarte interesante care s-au construit. Și una dintre ele, și știu că și tu ai în mai multe proiecte care vizează asta, și mă bucur că sunt deja mai multe luminițe pe care le vedem sau deja construcții pe care s-au îndeplinit. Dar sunt comunități de investitori care s-au aliat sub anumite platforme și care sunt interesați de accesul la o platformă de antreprenori. Sunt incubatoare pe care le-am cunoscut sau acceleratoare care la care noi nu facem. Inițial era o astfel de sentiment din partea lor că noi le facem concurență, dar noi vrem să creăm o platformă digitală de educație care să genereze plus valoare, inclusiv pentru incubatoare, deci suntem complementari. E o platformă care, din punctul meu de vedere, are parteneri strategici toate aceste piloane care sunt deja construite în industriile astea inovative și creative și care noi vrem să creăm punții de legătură. Bineînțeles că există și asociații ale industriei software. Deci, cu toate, pentru noi sunt parteneri strategici toate aceste coagulări de comunități pe care deja am început să le cunoaștem și la care noi vrem să aducem plus valoare. Și comunitatea pe care noi înșine vrem să o construim, a antreprenorilor inovativi, transparenți, etici și profesioniști, va genera plus valoare pentru tot ecosistemul pe care se poate construi. Iar din punct de vedere monetizare, că și asta era cealaltă întrebare, cred și aici că sky is the limit. Dacă noi reușim să coagulăm această platformă, partenerii vor veni în continuare, iar marketplace-ul pe care noi vrem să-l construim și local și regional, iară, pentru toți acești parteneri strategici, va fi un canal de distribuție important, pe lângă canalele de monetizare pe care le-am amintit deja la întrebarea anterioară. Coagulare este cuvântul cheie din răspunsul tău și îmi place că gândești și acționezi în acest sens ca antreprenor. De asta au nevoie antreprenorii români să se coaguleze, să aibă o voce comună și să facă parteneriate. Și încet, încet, mentalitatea se schimbă și nu ne mai privim suspicios și în calitate de concurenți atunci când ne raportăm la alții. Da. E ceea ce cred că lipsește societății românești vechi, în special această încredere unii în alții și dorința de asociere și de a pune umărul împreună, unde avem această zicală, unde doi puterea crește, dar din păcate nu e aplicată, ci mai degrabă zicala cu să moară capra vecinului. Dar sunt sigur că o să depășim acest sentiment cu noi antreprenori. Șapte întrebări pentru antreprenori de România, o secțiune foarte scurtă cu întrebări succinte, răspunsuri de asemenea scurte. Care este cartea de business preferată? Mi-a plăcut foarte tare Shoe Dog,
pe care am citit-o recent, încerc acum să parcurg mai multe cărți despre antreprenori, dar Lean Startup mi-a recomandat-o foarte mult și am parcurs un sumar, e foarte relevantă pentru startup-uri. Care este cea mai mare inovație din istoria omenirii până acum, în opinia ta? Ce anume ne-a schimbat cel mai mult viața, felul în care trăim, în care ne dezvoltăm? O invenție care are conotații și românești, avionul. Și experiențele pe care le-am putut trăi, dar inclusiv pentru România nouă, cred că aceste curse pe care le avem în străinătate au schimbat societatea. Cu ce om de business din România ți-ar plăcea să iei un prânz de afaceri în care să discuți despre antreprenoriat, despre creștere, despre afaceri, despre business? Eu am fost privilegiat din punctul ăsta de vedere. Ca bancher am cunoscut foarte mulți oameni de business și antreprenori relevanți pentru societatea românească. M-am gândit că o persoană pe care aș vrea de mult să o întâlnesc și n-am reușit e o persoană care nu e neapărat de business, ci pentru mine e un fenomen, Tiberiu Ușeriu, care e implicat într-o asociație deopotrivă, pe lângă experiențele lui de viață senzaționale, și a lansat și o carte pe tema asta. Pe mine tot timpul mă impresionează oamenii care își depășesc limitele, sau în cazul lui chiar a schimbat o viață de infractor pe una de model în ceea ce face acum. Cu ce om de business din străinătate ți-ar plăcea să iei un prânz de afaceri? Tot pe tipicul ăsta îmi place foarte de Richard Branson, care la 70 de ani pe care are, eu sunt de câțiva ani ciclist și am văzut că anul trecut are atâta energie să facă un tur al Alpilor pe bicicletă. Deci e impresionant ce face la vârsta lui și cât a reușit. A avut un model inovativ tot timpul a schimbat modelul. Apropo de innovation, e un model. Dacă ar fi să-ți alegi un mentor astăzi, din ce domeniu ți alege acest sprijin, acest mentor într-o activitate de mentorat, în care tu să fii mentee și persoana respectivă să fie mentorul tău? Ceva care m-a ajutat foarte mult în business ar fi un mentor care are experiență și poate să mă îndrume pe crearea de comunități. Care este tipologia de specialist, de angajat, profilul de partener pe care îl cauți astăzi și îl găsești mai greu? Nu știu că îl găsesc neapărat greu, dar tot timpul am căutat asta și o să o fac tot timpul și în continuare. În primul rând, integritate și transparență și energie pozitivă. Ce ai schimbat la ecosistemul antreprenorial românesc acum, în acest moment? Ce este prioritar din perspectiva ta pentru sănătatea antreprenoriatului în România? Alege un singur subiect, o singură temă. Pe azi, ceea ce vizăm cu Human Finance, educația antreprenorială și coagularea pe care ai simțit-o când ne-o dorim. 90% dintre antreprenori răspund în direcția aceasta, așa că îți propun să continuăm în câteva minute, pe finalul acestui dialog, cu scopul de a găsi soluții. Sunt multe abordări. Hai să vedem ce am putea să facem în mediul privat și de ce nu în zona publică. Care ar fi pârghile, butoanele de apăsat. Și îți propun să ne uităm chiar la zona tinerilor, poate chiar în facultăți sau în licee, unde te simți tu mai confortabil și unde crezi că se poate interveni, atât privat cât și prin măsuri ale guvernanței regionale, ale guvernului, ale administrației centrale, depinde de la cine a raportat. E clar că pentru educația antreprenorială e bine să începem cât mai devreme. Simt că tinerii care au fost mult mai expuși față de generația noastră sau mai ales cea anterioară la internet și globalizare au mai mult apetit pentru antreprenoriat și deopotrivă pentru zona socială și de a face bine și de a da comunității. Deci cred că premisele sunt favorabile. Doar că trebuie, revin la conceptul de coagulare și canalizare către direcția corectă. Și cred că cât mai multe exemple
sau chiar și exemplu fiecăruia dintre noi. Dacă putem face bine ceva, ar trebui după aceea popularizat. Și aceste testimoniale cumva generează un sentiment pozitiv pentru comunitate, pentru societate. Din păcate, acum toate aceste tensiuni politice, economice, generează sentimentul ăla de crispare și de reținere. Dar cred că cumva forțele bune ar trebui coagulate și dat semnalul pozitiv, pentru că altfel ajungem într-o zonă crepusculară din care ne revenim greu. Și cred că exemplul personal e foarte important pentru fiecare dintre noi și mă bucur că în lumea nouă pe care am cunoscut-o în ultima perioadă există mulți oameni care fac, poate nu neapărat vizibil, dar fac lucruri care în zona lor și picătură cu picătură generează această energie pozitivă și parcurs pozitiv. Altfel, nu mă gândesc că guvernanții pot face ceva concret, pentru că văd că au cu totul alte priorități. Sper să ajungem și la faza în care guvernanții măcar să nu încurce decât să distrugă. Dar altfel, comunitățile care se creează, ce am constatat însă, că vorbeam de drumuri în țară și pe plan local, mi se pare că e o societate mai sănătoasă și chiar și oamenii politici care acolo joacă rolul de primari sunt mai apropiați, mai la firul ierbii față de interesele comunitare. Universitățile deopotrivă, la universități se întâmplă lucruri, la licee, deci există forțe pozitive care împing înainte această coagulare și aceste exemple pozitive de antreprenoriat inclusiv. Și chiar și joburile astea publice de la nivelul local, sunt tot un fel de au cam aceeași reguli antreprenoriale, adică ei, chiar dacă se supun la reguli de sistem public, fac lucruri, se întâmplă lucruri. Asta, de fapt, cred că definește antreprenoriatul. Construcția și energia de a construi. Andrei, îți mulțumesc pentru acest dialog. Îmi permit un pronostic pentru următorul an din viața Human Finance, practic al doilea an ca antreprenor. Peste un an de zile veți atrage un investitor, poate chiar un investitor financiar. Pe ce mă bazez? Pe estimarea că veți crește, veți reuși să scalați acest business și veți avea nevoie de o infuzie de capital. Da, evident, am luat în calcul acest scenariu. Sper să vă finanțați și din fonduri europene, întrucât, așa cum ai menționat, este o oportunitate pentru voi, dar și pentru alți antreprenori. Uh-huh. Sunt mai multe linii de finanțare deschise astăzi pentru antreprenorii din IT care investesc în educație. Și de ce nu să creșteți echipa și să vă dezvoltați pentru început în România și apoi și regional. Asta pentru următorii 2-3 ani. Mulțumim foarte mult. Cam asta e și parcursul nostru pe care l-am propus. Sper că energia pozitivă pe care o avem și mediul în care am intrat, care e deopotrivă pozitiv, să ne ducă să îndeplinim pronosticurile pe care le-ai enunțat. Mulțumim frumos! Vă ținem pumnii, vă mulțumim că ați fost alături de noi la Antreprenori de România. În următoarele emisiuni veți descoperi alții fondatori și alte fondatoare de business-uri românești crescute pe piața românească. O zi bună!